Chișinăul a devenit cunoscut și grație festivalului Cronograf, Bitei. Chiar aveți ambiția să concurați cu aceste festivaluri și eventual cu faima nemuritoare a becerilor de la Cricova? Nu avem ambiția de a concura, dar avem ambiția de a face din Chișinău sau de a aduce Chișinău în zona artelor vizuale, poate chiar creând un centru de interes pentru acest domeniu. Deja fiind la a treia ediție, totuși avem 33 de țări în acest an, 181 de artiști, chiar majoritatea lor fiind artiști din străinătate. În acest fel, credem că vom putea schimba treptat și randamentul artiștilor de aici, pentru că fără o conexiune permanentă la curentele și tendințele artei europene, nu este simplu să ne dezvoltăm ca domeniu. În acest sens, chiar dacă nu vom descoperi imediat lucruri mari de ordinul artelor vizuale, totuși această sincronizare este foarte importantă pentru artiștii noștri. Pe de o parte avem artiști din Europa Occidentală, pe de altă parte vin cei din Extrem Orient, cum sunt de această dată japonezii, un artist din Japonia de o notorietate excepțională, care are lucrări în zeci de muzee din lume, este și laureatul Marelui Premiu. Și faptul că dânsul a acceptat să vină în Chișinău și va participa și la Masa Rotundă de 31 mai, este un gest de generozitate din partea lui, dar este foarte important pentru a intra în discuție cu artiștii de aici, pentru că vor fi și anumite schimburi de opinii și asupra modalităților de organizare a unor manifestări de asemenea anvergură. Și chiar occidentalii care sunt interesați să cunoască acest spațiu, pentru că Moldova, din păcate, este cunoscută doar cu necazurile și nevoile pe care le avem noi, fie Transnistria sau fie alte situații de top care nu ne fac față de multe ori, dar aceste manifestări, cum ați menționat, Biteiu sau Cronograful sau alte festivaluri sau cel de organizat de Trigon, avem festivalul de jazz, aceste manifestări ne fac cumva să fim cunoscuți și din aceste considerente ca un spațiu cultural important al regiunii. Spuneați de generozitatea artiștilor cu nume, dar oricât de generoși ar fi, nu vin ei oriunde ca să se compromită cu Temirce. Totuși vin acolo unde există ceva viață. În sensul ăsta, putem spune că lucrările sau artiștii care produc aici, la Chișinău, în Republica Moldova, sunt comparabili ca talie europeană? Da, noi trebuie să spunem, fără orgolii, că totuși avem o serie de artiști care pot sta în față sau alături de ceea ce se produce astăzi în spațiu internațional. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie noi, cei care ne implicăm în organizare, să-i putem convinge că suntem serioși, că ei ne pot trimite lucrările noastre, dar aici aș vrea să menționez un detaliu pe care cred că trebuie în timp să-l rezolvăm, valoarea premiilor, pentru că dacă comparăm Osaka, unde există un concurs internațional în domeniul sculpturii și există un premiu care, apropo, l-a luat co-naționalul nostru, Mircea Roman, 100.000 de dolari. Ori noi, marele premiu, îl avem la 22.000 de lei, asta însemnând vreo 1.400 de euro net, adică după impozitare. Și trebuie să avem în vedere, pentru că acești artiști vin să ne onoreze cu prezența, plătesc niște costuri pentru bilet, de exemplu 1.200 de euro, ca să vină să se afle cu noi. Deci este un gest, eu cred că, și de respect față de noi. Aceasta cred că va trebui în timp să o rezolvăm și eu cred că
Nu este imposibil, va trebui să creștem odată cu prestanța acestei manifestări și nivelul premiilor și atunci și răspunsul din afară va fi totuși mult mai amplu, mult mai activ. Putem observa în primul rând o situație, dacă ne uităm statistic, la prima ediție am avut 110 artiști din 12 țări, preponderent artiști moldoveni, de această dată avem proporția inversă. Deci avem 76 de artiști moldoveni și 105 artiști din străinătate. Deci aici aș vrea să remarc în primul rând că cei care nu reușesc să facă față nivelului pentru că s-au observat o anumită ascendență de la o ediție la alta, unii care nu au reușit să presteze la un anumit nivel au renunțat spre a participa, iar cei care au venit artiști pe care îi considerăm serioși și i-am admis cu mare drag în cadrul acestei bienale. Cred că putem observa o relație oarecum timidă cu acest eveniment din partea tinerilor artiști. Asta se datorează pe de o parte și procesului de studiu de la noi care are o anumită formă de încorsetare în anumite rigori scolastice, pentru că dacă ne uităm la artiștii străini din aceeași generație tânără, ei au o altă dezvoltură în adoptarea unor procedee artistice și sper și cu certitudine aceasta se va produce în timp, pentru că nu se poate un artist modifica la o singură manifestare sau la participare în cadrul unui simpozion. Dar acest dialog cultural între, și mă refer aici la generația tânără, pentru că asta este foarte important pentru această manifestare. Vom susține în continuare tânăra generație, pentru că altfel ajungem în stări de disperare. Și cred că nu vom înceta să o organizăm în continuare, pentru că trebuie să facem cât mai mult pentru mediul artistic și pentru acest spațiu ca, cum am spus mai devreme, să fie cumva acceptat și în exterior ca un spațiu cultural bine conturat și poate chiar foarte serios. Vorbeați de ștachetă. Logic să vă întreb cine și cum alege. Ce criterii trebuie să întrunească lucrările ca să ajungă la Bienală? Deci, în primul rând, noi mergem totuși pe ideea nivelului profesional, deci lucrări de înalt profesionalism, dar una dintre componentele de bază este originalitatea. Deci, artiștii care au individualitate artistică certă și cumva aceste două componente, profesionism și originalitate, sunt cele care stau la bază. În același timp, sigur, sunt anumite concesii față de geografie, pentru că dacă avem două, trei oferte dintr-o țară, încercăm să acceptăm pe unul din cei trei care este cel mai bun. Sau sunt foarte mulți artiști pe care i-am curtat, de exemplu, Copsei din Marea Britanie, un artist serios și cu adevărat artist internațional, în adevăratul sens al cuvântului, nu doar pentru că a expus în diverse țări. Artist care se lasă invitat de multe ori, nu acceptă cu ușurință orice invitație. Avem din Belgia două artiste foarte bune, una dintre ele este Nicole Calbot, care are lucrări în Muzeul Pompidou, are expoziții și are lucrări în Muzeul Regal din Belgia. Avem artiști din Rusia foarte buni, Vasiliev, unul dintre artiștii din zona non-conformistă, dar și din anturajul lui Mihail Shamiakin. Deci sunt artiști pe care ușor i-am convins să participe în cadrul acestei bienale. Un artist cubanez excepțional care îi expune în această ediție, un artist care lucrează de mai mulți ani în Statele Unite, de asemenea foarte bun și
care, în cel din urmă, a fost convins de noi că e bine să accepte, această expoziție. Vreau să menționăm aici sprijinul pe care l-am avut din partea a doi ambasadori ai noștri, unul Iurian Fruntașul la Londra și Mihai Grebencea la Bruxelles, care s-au implicat nemijlocit în transportarea lucrărilor acestor artiști, care se știe că artiștii nu transmit lucrările decât cu asigurări certe. Deci pe artiștii moldoveni care participă la Bienală, i-ați pus într-o competiție pe cât de dificilă, pe atât de onorabilă. Da, eu cred că da, și în primul rând aș menționa aici un semn înalt al prestației serioase, este și acel grup de artiști invitați din România, pentru că avem artiști de primă mărime, deci primii artiști care astăzi sunt în mediul artistic român, după cum este Gheorghe Anghel, Pietru Lucaci, care este și președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Vasile Tolan, Paul Gherasim, artiști din prima generație, artiști de mare notorietate. Eu cred că este o mare onoare să expui alături de acești artiști, Viorel Mărginean, Sorin Ilfoveanu. Deci sunt nume foarte cunoscute și foarte apreciate, nu numai în România, dar și în exterior. Aveți o singură problemă, Curge Tavanul. Este rușinos să vorbim în contextul bienalei despre o problemă care se tergiversează. Unde e mingea? În care teren? Da, este o mare problemă pe care Uniunea Artiștilor Plastici nu o poate rezolva de mai multă vreme. Avem această construcție ilegală, neautorizată de a unui individ din vecinătatea noastră. Știu că suntem s-a urcat pe acoperiș și suntem într-un proces de judecată. Sigur, va trebui să nu lăsăm totul pe seama justiției, trebuie să găsim posibilități tehnice de a rezolva această problemă, care este destul de costisitoare și poate chiar cu greu de suportat de partea economică a Uniunii Artiștilor Plastici. Este o situație care ne jenează, am încercat să o rezolvăm prin această închidere a spațiului prin care ne curge tavanul, dar maxim ce s-a putut face, eu apreciez și chiar le sunt recunoscător celor care administrează astăzi Uniunea. Dacă ați observat și treptele care nu erau reparate de la darea în exploatare acestei galerii, au fost aduse în ordine și asta este un gest de a arăta că moldovenii totuși sunt și buni gospodari. Este un lucru care, pe de o parte, ne stârnește zâmbet că facem curat în curte atunci când avem musafiri, iar când nu avem musafiri se întâmplă altceva. Este o situație care, pe de o parte, ne creează zâmbet, pe de altă parte trebuie să avem grijă să fim tot timpul în ordine cu toate.